A, nu se poate. Vom lupta contra oricui. Vom lupta contra guvernului. E, ai puțin tică răbdare. Da, nene, vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra... Adică nu... Ne place să spunem și foarte des să auzim această aserțiune. Românul visează să trăiască în lumea lui Eminescu, dar se complace să trăiască în lumea lui Caragiale. Despre paralela dintre cei doi mari autori români, Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale, s-a scris mult de-a lungul timpului. De asemenea, stilurile celor doi, transpuse în operele lor, i-au făcut atât de diferiți în conștiința culturală națională, încât nu pot fi decât complementari. Opera lui Caragiale este, în opinia unei mari părți a societății românești, din ce în ce mai actuală. Vedem în scrierile marelui autor întâmplări și subiecte atât de prezente încă pe micile ecrane, la știri sau în diverse emisiuni. Revenind la acțiunea de astăzi, liceenii giurgiuveni au găsit similitudini interesante între Caragiale și alți autori de notorietate ai literaturii românești. Ne amintim cu drag vorbele fostei noastre profesoare de română. Rețineți, dragi elevi, în literatura română doar numele a trei mari scriitori încep cu inițiala C. Aceștia sunt Creangă, Caragiale și Coșbuc, iar inițialele localităților natale cu inițiala H, Humulești, Haimanale și Hordou. Ales post-mortem membru al Academiei Române, Ion Luca Caragiale este considerat cel mai mare dramaturg român. Talentul său literar a fost moștenit și de fiul său nelegitim, Mateiu Caragiale, al cărui roman, Craii de curte veche, a fost desemnat romanul secolului 20 în România de către revista Observatorul Cultural. Se spune mereu că este Caragiale contemporanul nostru. Aici este de fapt o întrebare. Este el contemporanul nostru? Prin această genialitate a anticipației sau noi suntem contemporanii lui prin involuția noastră, prin faptul că n-am reușit să depășim anumite stare genetice care, iată, se perpetuează în timp.